asta e interesant. Asta e echipa de roboți, este numit de echipa de roboți care trebuie să sun sumă vota. Dacă sunt o clubă cu trei. Este roboți concurs, iar s-a lăsat mai multe extensii pentru îndeplinirea misiunii. Noi vom să și programul. Proiectele sunt unate de către Sărb Moldova. Noi am îndeplinit numai reparații calculatoare, restul este unate. Dragi profesori, în primul rând vreau să vă salut, sunt bucuros că sunt aici în liceul dumneavoastră, mă auzim mult despre acest liceu. Eu consider că noi avem două sectoare unde trebuie să acordăm atenție sporită. Asta e medicina, știți că am venit cu dublarea salariilor, inițiativa mea în acest an. Și asta e educație. Pentru anul viitor, eu îmi propun să vin tot cu inițiativă revoluționare, ceea ce ține de motivare, de salarizare în învățământ. Și ce mă refer atât la profesori, cât și la personalul tehnic. Pentru că, nu știu dacă sunt aici personalul tehnic, care sunt, probabil este cineva care activează școală și știu, cu regret, chiar atunci când am mers cu discursul la salarii la profesor, personalul tehnic a rămas foarte, foarte jos. Deci, pentru mine aceasta este o prioritate. Noastră cunoașteți că noi am venit cu mai multe inițiative pentru sectorul educației. În această perioadă, chiar recent, am alocat ceva bani suplimentar pentru procurarea tabletelor, pentru profesori, pentru copii. Este o perioadă dificilă. Este o perioadă foarte dificilă legată de acest virus. Dar eu sunt convins că vom trece peste. Știu că faceți și vreți multe.